Cele mai frumoase momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim. Și
binecuvântat să fiți și dumneavoastră în numele Lui. Haideți să cerem binecuvântarea Lui peste acest timp de închinare prin rugăciune. Tată Sfânt din Cerul, îți mulțumim pentru seara aceasta, că în dragostea Ta cea mare ne-ai strâns la oaltă în lucrul acesta, Doamne. Nu că am fi meritat vreunul din noi să putem să venim aici, Doamne, dar Ți-ai înnoit bunătatea față de fiecare. Te rugăm, Doamne Iisus, acela care ne cunoști până fiecare, te rog în seara aceasta, Doamne, să se ridici poveri, Doamne, să mai tămăduiești în seara aceasta în mijlocul nostru, Doamne Iisuse. În seara aceasta, acela care cunoști haina fiecăruia, Doamne Iisuse, acela care știe cât de mânjite sunt unele haine și acela care cunoști cât de călcat în picioare este legământul multora dintre din locul acesta. Te rog, Doamne Iisuse, în seara aceasta să fie o seară de îndurare și o seară în care să-ți răvești mila Ta peste noi, Doamne. O seară în care să se mulțească harul Tău, Doamne Iisuse, și nu că am meritat noi ceva, dar jertfa din calvar, Doamne Iisuse, te rog să o arăt, Doamne Iisuse, și jertfa aceasta să aibă putere pentru noi în seara aceasta, să ne curățească și să ne primim din nou dreptul, Doamne Iisuse, de copii ai Tăi, Doamne Iisuse, să fim din nou, Doamne Iisuse, niște copii cu adevărat ai Tăi, Doamne Iisuse, să se vadă în noi cu adevărat o trăire sfântă. Coboară, Doamne Iisuse, în mijlocul nostru și ascultă rugăciunile care se vor înălța și atât după Sfânta Ta voie rezolvare, Doamne. Amin. Pentru prima rugăciune care este în față, am vrea să fie o rugăciune de mărturisire și pentru aceasta ar vrea să dau citire la câteva versete din Romani, capitolul 5, începând cu versetul 19. Romani, capitolul 5, versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ba încă, și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moarte, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum aș vrea să mai citesc un verset din Roman, capitolul 6, versetul 23, care spune așa. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul sărătatea lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce e de făcut atunci, știind că plata păcatului este moartea? Suntem învățați chiar în Faptele Apostolilor, în capitolul 3, cu versetul 19, unde spune astfel. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Amin. Haideți să așa cum stăm, ridicați, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să se îndure de noi și seara aceasta să vină să ridice orice stări. Chiar dacă probabil nici tu nu te mai ierți sau poate te uiți la tine și starea în care ai ajuns și starea care te-a dus păcatul, ți-e rușine de tine, aș vrea să spun că ai venit în locul cel mai potrivit. Dragostea lui Dumnezeu te-a dus în seara aceasta aici. Și dragostea lui Dumnezeu vrea să-ți o arete și ție în seara aceasta și vrea să-ți ierte fără de legile. Vrea să-ți înnoiască viața ta, vrea să înnoiască legământul care l-ai încheiat cu El cândva și acum este călcat în picioare. Vrea să schimbe haina care ți este mânjită datorită faptelor în fără de lege făcute în ultima vreme. Vrea să facă din noi niște oameni noi, în mod special din noi tineri. Pentru noi seara aceasta fie ca Dumnezeu să-și arate îndurarea Lui. Și fie ca sângele Lui să mai curgă seara aceasta.
fie pentru mijlocire. Și pentru aceasta vreau să citesc un singur verset din 1 Samuel, capitolul 12, versetul 23, care spune astfel. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă mai rog pentru voi. Ce aș vrea să înțelegem în această rugăciune și în acest îndemn, este că a încetat să ne mai rugăm pentru cei din jurul nostru, înseamnă a păcătui. Și este atât de important să putem să fim niște oameni mijlocitori și să înțelegem că, pe lângă chemările care le avem, fiecare dintre noi suntem chemați să fim mijlocitori pentru ceilalți oameni. Acest lucru care îl întâlnim la Samuel, practic, dacă el nu avea nicio obligație față de poporul Israel, pentru că poporul Israel a cerut un împărat și Saul a fost pus împărat și Samuel nu mai era judecător, totuși el spune, departe de mine, să încetez să mă mai rog pentru voi. Aceeași atitudine de rugăciune și rugativă o întâlnim și la Apostolul Pavel și ar vrea să le citesc doar un verset din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. Vedem și la Pavel aceeași atitudine. Marele Apostol Pavel, care a înțeles și el, la fel ca și Samuel, că în viața aceasta suntem chemați să fim mijlocitori. Să mijlocim pentru cei din jurul nostru. Și în momentul în care vom mijloci pentru cei din jurul nostru, și Dumnezeu știe să lucreze în viața noastră. De exemplu, dacă eu aș mijloci pentru un alt tânăr, iau exemplu pe Denis și m-a ajutat, Doamne, binecuvintează-ne ziua de azi, păzește ochii, Doamne, și se păzește ființa lui, ajută Doamne să se iasă dăruitor, te crezi că Dumnezeu nu știe că și-au nevoie? Dacă mă rog ca El să primească inima înțeleaptă, Dumnezeu credeți că nu știe că și-au nevoie de inima înțeleaptă? Nu știe Dumnezeu când eu mă rog pentru cei din jurul meu să-mi împlinească și mie problemele? Ba da, știe. Și astfel, fiind mijlocitori, la rândul nostru se vor ruga și alții pentru noi. Și astfel nu ne vom ruga doar noi pentru noi, și se vor ruga poate mult mai mulți pentru noi decât dacă ne-am rugat doar noi înșine. De aceea aș vrea să înțelegem după masa aceasta și ce mi-aș dori pentru anul viitor, pentru mine și pentru ceilalți tineri, este să fim, cum spuneam și aseară, tinerul cu care ne-am întâlnit, să fim niște tineri ai rugăciunii și, în mod special, niște tineri mijlocitori. Să mijlocim unii pentru alții și totodată să căutăm să fim niște tineri glorioși. Și astfel vom avea un an binecuvântat sau cât va fi să trăim în lumea aceasta. Și ca sfârșit vom avea viața veșnică. Mie dorm, mie dorm de casa mea, să ajung acolo, eu aș vrea. Mie dorm, mie dorm de tatăl meu, aș vrea să rămân pe fiul său. Așa.
conduci fiecare pas al meu. Aș vrea întâi să te slăvesc cu viața, cu fapta mea, să nu aduc cumva vreo umbră care să-ți întoarcă fața și nici vreo vorbă ce te poate întrista. Și te mai rog, o Doamne, dă-mi putere mereu, mereu să aduc înaintea Ta orice întristare mea, orice durere, Tu să-mi o iei și în loc dă-mi pacea Ta. Doamne, Tu știi că nu sunt vrednic de atâta dragoste cât îmi arăți. De multe ori, cum sunt îndărătnic, topește-mi potrivirea dragoste, căci poți. Și ajută-mi să iubesc și eu ca Tine, nu doar pe mei, ci chiar și pe vrășmași. Cu bunătatea Ta să le fac bine, puterea dragostei te rog să-mi lași. O, te mai rog, nădejdea neclintită ce o am de plină în ajutorul Tău. Mereu să fie o ancoră solidă pe marea întinsă sufletului meu. Iisuse, Doamne, anul care vine, nu știu dacă mi-e gădui al sfârșit, dar dacă Tu rămâi mereu cu mine, sunt sigur că îmbeșugat va fi. Amin. Thank you.
de ajuns să rostești doar de pe buze lucrul acesta. Am ajuns într-o vreme ca aceasta, în anul 2011 și în anul 2012, să experimentez lucrul acesta. Împreună cu frații mei, cei 8, am trecut printr-o mare încercare cu Tatăl nostru, plecând dintr-o țară îndepărtată ca și tânăr, văzându-o pe mama mea că, având ajutorul potrivit la pat, a trebuit să lăsăm noi, cei doi frați, străinătatea și să venim în România, să îngrijim de Tatăl nostru și să fim alături de mama noastră. Aș vrea să-i mulțumesc Domnului, împreună cu tine, tu pentru problema ta și eu pentru problema mea. Cântarea spune, îți mulțumesc pentru acest an. Tatăl meu a fost pe patul de suferință și eram într-o seară când îi spunea mamei mele, mamă, du-te și odihnește că o să stau eu cu tata noaptea aceasta. Tatăl meu avea nopți care nu putea să doarmă. Multe nopți, fără noapte. Stăteam în acele nopți, în disperare, și strigam către Dumnezeu. Și ziceam, Doamne, de ce este așa? Și Dumnezeu, prin acele nopți, mă cerceta și îmi spunea, nu este de ajuns să ai un dar, David. Nu este de ajuns să ai o voce. Nu este de ajuns să ai mâini, să ai picioare. Trebuie să mă cunoști pe mine ca și tânăr, într-un mod nou. Și prin această încercare îi mulțumesc Domnului că El a prelucrat corpul meu și vreau să motivez tinerii, dacă sunt încercați, să se încadre în Iisus Hristos. Nu aștepta. Prețuiește-ți tinerețea, prețuiește-ți sănătatea, prețuiește-ți frumusețea și folosește-o pentru Iisus Hristos. Până nu Dumnezeu îți va arăta cu ochii aceștia carnal pe care i-ai unele lucruri care nu ai vrea să le vezi în corpul tău. Stăteam alături de mama mea și plângeam împreună cu ea. Și Dumnezeu îmi vorbea și mă folosea, rugându-mă pentru Tatăl meu. Pentru că în orele târzii ale nopții nu era cine să vină, să se roage pentru El. Iisus Hristos să facă în această seară de tineret o prelucrare a inima fiecărui tânăr. Și tinerii să plece de aici schimbați. Și bisericile de România să fie plini de tineri, de stoici și plini de Duhul Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest an. Îți mulțumim că niciodată singur nu ne-ai lăsat. Haideți împreună, toți care știm, să cântăm această cântare. Îți mulțumesc
acesta. Iată că de acum încolo toate neamurile îmi zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac.
am promis cu câteva zile în urmă, în această seară ar dori să slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu vorbind despre cântarea de laudă și m-am oprit la textul acesta care cuprinde cântarea Mariei, a Fecioarei din Nazaret, atunci, care după înștiințarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o prin înger și după ce a verificat veridicitatea înștiințării abisasului, așa după cum cuvântul Domnului ne arată în acest capitol, cu versetele mai înainte față de cele citite, a fost mișcată de Duhul lui Dumnezeu și tot ceea ce a simțit ea atunci că trebuie să spună lui Dumnezeu s-a revărsat în această cântare. Pentru noi nu prea sună cântare, sună un fel de discurs. Dar nu mă îndoiesc că dacă îi se spune cântare, a fost cântare, versificație, mă îndoiesc și melodie. Și așa cum spuneam, mă folosesc de cuprinsul acestei cântări a Mariei pentru a vorbi despre un model, poate pentru unii îmi pare puțin cam pretențios țelul, un model a cântării de laudă sau din text, nu sunt acestea numai. 10 caracteristici pentru cântarea de laudă. Spun din text, mă limitez la text. Pentru că altminteri ar trebui să mergem prin Biblie și cine știe câte întâlniri ar trebui să avem pentru a consuma tot ceea ce înseamnă caracterizare a cântării de laudă, acestei slujbe care este de mare importanță în închinarea bisericii și în închinarea personală. Din nefericire, cântarea se folosește de cele mai multe ori. Atenție! De cele mai multe ori. Ca și o cremă între două părți. Între, nu știu ce a fost înainte și ce e după aceea. Fie o poezie înainte și după aceea un cuvânt, fie două predici și așa mai departe. Pentru alții, rampă de lansare. Pentru vedete. Pentru alții, mijloace de prezentare publică. Pentru un alt gând, poate, matrimonial. Restrângem gândurile la ceea ce înseamnă actul închinării. Tineri dragi, stimate tinere, frați și surori, cântarea trebuie să fie parte din actul închinării. Și înaintea lui Dumnezeu am venit cu pompoane, cu zorfoane și cu floricele. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim cu jertfe. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim cu jertfă. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc cu ce-i stropită oare jertfă aceasta. Aș vrea să întreb tinerii care au cântat în seara aceasta. Și alții care au cântat în altă împrejurare. Și nu numai tinerii, ci cei mai în vârstă. Când ați plâns ultima dată pe textul cântării pe care ați adus-o ca jertfă înainte lui Dumnezeu? Poate cineva spune, ai frate, că cine mai plânge asta? Știți cine plânge? Acela care este conștient că lucrarea pe care o face, cântarea pe care o aduce, nu-i divertisment, e jertfă. Este închinare. Nu laudă și închinare. Iertați-mi gestul, dar cam asta este. Cam asta este pentru mulți. Jertfă, zdrobire, ceva să moară în mine și să trăiască apoi prin Duhul lui Dumnezeu. Asta să ne dați. Și îndrăznesc să întreb din nou. Stimați cântăreți, când ați plăcut ultima dată pe textul cântării? Mă veți întreba, dar frate dumneata, când ai plâns ultima dată pe textul din care ai predicat? Și vreau să vă spun astăzi. Și am plâns pe text de cântare astăzi. Că nu poți, când știi că slujba pe care o aduci este pentru Dumnezeu,
poți atunci așa oricum. E adevărat, știm multe, suntem pregătiți. Teologie, arta, muzica, de toate. Piața Fecioară din Nazaret n-a avut așa ceva. Dar a adus această cântare înaintea lui Dumnezeu, care îmi permit, îndrăznesc, insist, răspund, este un model pentru cântarea de laudă. Știți de ce? Pentru că a adus-o din simțul închinării a jertfei. Pentru că în fața Mariei se profila jertfa. Trebuia să renunțe înaintea oamenilor la ceea ce a însemnat statutul ei de fecioară. Să fie blamată și, cum spun versurile lui Ionait, Ioanit, alții însă fără a te iubi te vor face idol fără voie, pe când, prin timp, prin secol, unii te vor huli. Pentru Maria a însemnat jertfă, a însemnat renunțare ceea ce Dumnezeu i-a transmis. Și când a văzut că lucrurile acestea sunt așezate temeii în planul lui Dumnezeu, a cântat. Ce cântare? Divertisment? Din nefericire pentru mulți, divertisment. Prilej de aplauze, pentru unii mijloc de a mai reduce din timpul pentru predici. Cum cineva face o afirmație, a destinilor să cântăm, dar să nu ne mai predice fix, știi. Nu pentru aceasta, ci trebuie să aducem laudă înaintea lui Dumnezeu, jertfă înaintea celui preanalt. Amin? Cântarea de laudă trebuie să fie văzută ca și o armă puternică, nu a firii, a Duhului. Și avem exemplu din Vechiul Testament, pe timpul lui Iosafat, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Cronici, în capitolul 20 și cu versetul 21. Atunci când Iosafat a avut de dus o luptă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab, înainte de orice altă strategie, versetul 21, apoi în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viață. În clipa când, atenție, în clipa când, versetul 22, au început cântările și laudele. Domnul a pus o pândă împotriva fiului lui Amon și a lui Moab și împotriva celorlalți și a făcut o mare biruință pentru poporul lui Dumnezeu. Prin ce? Prin cântarea de laudă. Dar cântăreții aceia nu erau îmbrăcați ca și de mascaradă, ci cântăreții aceia erau, în primul rând, îmbrăcați în podoabe sfinte. Și apoi erau animați de Duhul slujirii, a închinării înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a folosit mijlocul acesta pentru Dumnezeu. Doamne ajută! Amin! Dar slujba aceasta cântării de laudă să fie un mijloc de distrugere a întăriturilor vrăjmași, a spiritului demonic care se instalează prin biserici și în sufletele oamenilor. Și să avem biruință în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și Maria și-a început cântarea. Și n-a vorbit despre starea ei și n-a vorbit despre tinerețea ei, tinerețe gloria noastră, ci a vorbit despre ceea ce trebuie să cuprindă, în primul și în primul rând, o cântare de laudă. Urmărim textul, vă rog, urmăriți textul, luați Biblia la mână. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Înainte de orice, o cântare de laudă, ca și jertfă, ca și închinare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să prezinte glorificarea lui Dumnezeu. Dacă o cântare nu cuprinde aspectul acesta și este aspectul dominant, îi șlagă, îi balată, îi mania, îi orice, nu-i cântare de laudă, nu-i jertfă. Sau, mă rog, ceva din domeniul muzicii culte, ca să nu fie disproporție. Poate să fie dintr-o parte sau din alta, dar nu din ceea ce trebuie să fie. Poate să fie orice. O arie, poate să fie o... Orice! Dar numai în momentul când este adusă
cu zdrobire, cu jertfire înaintea lui Dumnezeu, când Euul moare și Duhul este înălțat și este glorificat numele lui Dumnezeu. Atenție că vrăjmașul are foarte multe mijloace de a amăgi. Se copiază cântece din afară, din lume. Sau dacă nu și textul pe care îl creștinizăm, se ia melodie. Și zice că Domnul i-a dat, l-a inspirat cu nu știu ce versuri și le-a pus pe melodia aceea. Vorba unui frate, păi dacă frate, Domnul te-a inspirat cu versurile, mai roagă-te, mai postește să te inspire și cu melodia. Atenție! Este un cântec, nu vreau să-l numim, care se prinde acolo pe undeva refrenul de aleluia, aleluia, și curați de dragul acesta, s-a luat și aleluia. Ori acolo este o parodie. Acolo sunt prezentate scene care nu sunt îmbrăcate în bună cuvință, în textul cântecului original. Chiar dacă se vorbește despre David și se vorbește despre relația cu Bathsheba într-un mod provocator, obscen, în textul original. L-am luat, l-am cosmetizat, melodia este aceeași și melodia are importanță. Și spun de ce. Pentru că sunt în anumite situații, este o nevoie, de fredor, simți așa, sau nu poți. Eram în armată și simți, nu fusese în oraș, pentru că era perioada aceea în care mi se dădea voie și tot mă uitam la colegii mei. Eram pe curând în armată și mă gândeam, păi, ăsta o fi pocăit, mă. Vedeam pe câte unul mai plaj și nuți, așa, zic, păi, ăsta nu o fi pocăit. Dar ăla nu. Eram atent la vorbe. Dar până la urmă să-mi dau seama că, de fapt, în tot regimentul acela n-a fost niciun pentecostal, dar un singur baptist, într-o altă răsăbătură. Și într-o seară stăteam acolo și rezemat de calorifer pe hol, eram plator, păzeam bocanci. Am început să fluier în cetișor o melodie a unei cântări. N-am avut nicio altă posibilitate de părtășie. Și am început să fluier încet, așa, să prevenim melodia unei cântări. Și cântarea aceea, vino la apărie, setos, ostenit, slab, toate le aveam în mine și aveam nevoie de ele. Și au trecut colegii mei cu parte înaltă, cei de ciclu 2, și unul dintre cei care au fost acolo, în același leac, s-a oprit lângă mine, nu mă gândeam niciodată la el, altfel, decât la un tip al meu. Și a zis, de unde știi când e pe ăsta? I-am vorbit parafrazat, așa, mă rog, simbol. Zic, acolo unde cei care știu să se bucure când. S-a apropiat și a zis, și eu știu când e pe ăsta. Mi-a șoptit, tu ești pocăit? Da. Așteptam să zică și eu sunt. La care mi-a spus și părinții mei sunt pocăit. Era din Renovai, județul Timiș. Am reușit să leg o legătură, să realizez o legătură așa cu el. Am mers la adunare, dar n-a suportat să stea tot serviciul pe cap, mai repede s-a scuzat și aștept-o. Pe când a venit la unitate, nu s-a avut. Dar cântarea aceea, melodia aceea, lui i-a spus și la revin. Dacă melodia aceea, luată, frate, vă rog, nu mă interesează face acolo în domeniul acesta. Cineva fluieră, ce credeți că se gândește la textul pe care l-ai pus și pe care nu-l cunoaște? Nu, el se gândește la cântul acela pe care îl cunoaște, care sunt blasfemii. Atenție, cântarea de laudă trebuie să fie într-o voastră. Este important ce se cântă, foarte important ce este, tot la fel de important și cine cântă și în ce vas tot.
fecioară aceasta, Maria, cu statutul acesta. Și aș vrea să amintesc așa, repejor, ceea ce găsim scris în Isaia, capitolul 66, cu versetul 20 început. Rău, acolo câteva lucruri care nu ne privesc acum direct. Era vorba de atunci, dar esența este în partea finală a versetului. Vor aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor ca dar Domnului și final, cum își aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat înaintea Domnului. Cum se aduceau darurile? Cum se aduceau jertfele? Într-un vas curat. Cel care slujește trebuie să înțeleagă ce cere cuvântul lui Dumnezeu, că și celui neprihănit îi șade bine cântarea de laudă. Amin? Nu umblând prin baluri, pe la discoteci, îmbrăcate oricum și vii apoi în biserică, lauzi pe Domnul Solocrucor. Vin oameni care te-au văzut acolo și când te văd că ești aici în slujbă, nu mai vin niciodată în seara. Ce spun este fapt dureros, dar era. Îmbrăcat în podoabe sfinte, un vas curat, cum își aduc copiii lui Dumnezeu darul, jertfa lor înaintea lui Dumnezeu. Și apoi versetul 21. Și voi lua, spune Domnul, și dintre ei pe unii, ca preoți și leviți, când se slujește asta. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Și slujba care o facem și cum să o facem. În primul rând, trebuie să fie adusă glorificarea lui Dumnezeu. În Isaia, în capitolul 5, versetul 1, ne se spune despre dorința omului acesta al lui Dumnezeu și el spune că lucrarea aceasta pe care o face și cântecul acesta pe care îl aduce nu este pentru oricine și nu trebuie să fie înălțat oricum. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via prea iubitului meu. Și avem și noi o cântare care spune cântarea mea e numai despre Iisus. Voi cânta prea iubitului meu. Dragii mei, când cântăm, nu cântăm în primul rând pentru urechile celor care ne ascultă, nici pentru simțul estetico-muzical al audienței. Aducem o jertfă lui Dumnezeu și trebuie să fie glorificat numele Celui Preanalt. Aceasta trebuie să fie esență pentru cei care compun, pentru cei care au inspirație în versificare, să înțeleagă că această caracteristică este dominantă și absolut strict necesară, glorificarea lui Dumnezeu. Avem o cântare și spune prea iubitul meu e unul. Fără seamăn pe pământ, glasul lui e armonie, cântec e al lui cuvânt. Și strofa a patra dintre cele patru, cu prima și ultima, prea iubitul meu e unul, nimenea asemeni noi. Cât ați dat de la-ți cunoaște, ca să fiți și voi ai lui. Oare câți dintre cântăreți îl cunosc pe acel unul care n-are seamăn? Câți? Glorificarea numelui lui Dumnezeu a fost ținta inițială a Mariei când și-au înălțat cântarea, ceea ce poate să prezinte frământările interioare, probleme, stări diferite, sunt cântări de jale. Cartea profetului Isaia se menționează, fă o cântare de jale, rău, cu cântare de jale nu ne ocupăm acum. Noi ne ocupăm cu cântare de laudă, adusă înaintea lui Dumnezeu. Biruințe pe care unii le-au avut, le-au continuat apoi prin cântarea de laudă. Să ne ducem aminte, în pagina Sfintelor Scripturi, despre cântarea lui Moise și a poporului, la care Maria, sora lui Moise, răspundea. Și o găsim în Exodul, în
capitolul 15 și iată cum începe. Versetul 1, partea a doua. Voi cânta Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare, pe cal și pe călăreți. Versetul 2. Domnul este tăria mea și atenție, temeiul, baza, motivația cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, slăviți să fie Domnul. Domnul, 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 pe El, pentru El și pentru totdeauna. Și Maria răspundea și ea, versetul 21, tot capitolul 15, răspundea copiilor lui Israel, cântați Domnului că și-a arătat slava, a năpustit în mare, pe cal și pe călărie. Să ne ducem mai departe la cântarea Anei, mama lui Samuel, mai târziu. Și ea, după ce a văzut biruința pe care i-a dat-o Dumnezeu, în cererea pe care a adus-o, a început să se roage cântând versetul 1 a capitolul 2 din Samuel. Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul, glorificarea lui Dumnezeu. Totul glorie pentru numele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, Maria a spus, și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. O cântare este o slujbă, repet, asta cu mântuirea e treaba predicatorilor, e și treaba lor, dar este și treaba cântării, pentru că nu-i jertfă și nu-i slujbă închinată lui Dumnezeu dacă nu transmite un mesaj. Cântarea trebuie să transmită un mesaj. Să mă iertați dacă lezesc sensibilitatea cuiva, dar nu este cazul să facem ghiveci muzicali, pentru că nu se mai reține din nu știu câte cântări începute și niciuna terminată. Cine ce reține? Una din care să se rețină esență și care să lucreze la mintea celor care o ascultă și să poartă în ea mesajul glorificării și mesajul mântuirii. Mesajul mântuirii. Și mă bucur, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, cântarea ca și predica. Trebuie să poarte mesajul acesta, mesajul izbăvirii, mesajul salvării. Sunt oameni care poate nu reușesc să urmărească o predică cu un conținut mai complicat, poate, sau cum noi obișnuiți, credem că toată lumea știe Biblia la fel, și sărit dintr-o parte în alta, când la Saul împăratul, când la Saul din Tarsul, omul să-ți pase, dar nu mai știe care, cum ăla, cum vine unul și zice, auzi, dacă lui Ioan Botezător i-o tăia capul, cum te-o mai scris epistolele? Și a zis, cază pe vorba de, ce bea mâncioare de mâncare? Trebuia unul singur, dar predică-le și lăbărești după. Cântarea trebuie să aibă un zic și trebuie să aibă o direcție și să rămâne acolo, poate nu înțelege. Ia, dar poate să fie sensibil la muzică. Și o cântare trebuie să-i vorbească în egală măsură despre existența lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu și să-i transmită mesajul mântuirii. Amin? Mântuirea este legată de păcat, de problema și Tatălui. Și este legată în același timp despre șerpa Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, recunoașterea aceasta a Mântuitorului și a nevoii de mântuire și posibilitatea salvării trebuie să fie parte din cântarea de laudă. În al treilea rând, versetul 48, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Îl laud pe Dumnezeu, cântul lui Dumnezeu, îmi aduc starea aceasta înaintea Lui, pentru că a privit la starea smerită a roabei sale. Adică, în același timp, cântarea trebuie să transmită recunoștință pentru interesul care a fost acordat. Să simte omul acela care ascultă cântarea, că este în atenția lui Dumnezeu, că este Dumnezeu preocupat de el. Că are valoare înaintea lui Dumnezeu. Frate, astea sunt puncte de predică, nu oameni buni. Sunt puncte și sunt caracteristici ale slujbei înaintea lui Dumnezeu.
egal cântare. Recunoștință pentru interesul manifestat a privit la starea smerită. Cine bagă în seamă pe ea? Nici. Cine îi urmărește și dă valoare celor care sunt smeriți? Societatea nu. Dar Dumnezeu o face. Cântarea trebuie să transmită speranța aceasta pe ești. Ești valoros, ești important când ai zis. A privit Dumnezeu spre starea smerită a roadei sale. Aș vrea să lasez o întrebare, o provocare. De ce cântați? Mai am în mintea mea, o întrebare pentru toți. De ce sugeriți? Dar nu dezvolt acest aspect. Ci vreau să se fixeze în mintea noastră întrebarea aceasta. De ce cântă? De ce cântă? Care este motivația? Dacă cineva vine și mă întreabă, auzi, de ce cânti? Și nu odată am auzit expresii de astea, zice, mă, dar voi cum cântați așa pe uscat? Adică se mirau că noi cântăm de dimineața, când ei spuneau, noi cântăm așa mai mult pe după masă și mai spre seară, după ce suntem formați. Adică după ce se ajută cu niște tării, apoi nu pot să cânti. Îi dezbrăca, copiii lui dezbrăcați, nevasta vă urmeavă, datoriile ăsta, dar el. De ce? Pentru că și-a amățit Sfințurile, nu? Noi nu de aceea. Dimineața, dacă suntem întrebați de ce cântăm, la miez de zi, dacă suntem întrebați de ce cântăm, seara, dacă suntem întrebați de ce cântăm, noaptea, dacă suntem întrebați de ce cântăm, trebuie să avem o motivație și să le putem spune oamenilor direct. Și ne ajută cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe alte exemple. Îl amintesc doar pe cel din Psalmul 13, versetul 6. Finalul psalmului lui David, care spunea așa, când Domnului că, eram copil, mergeam din Beș până în Codor, peste 7 km de jos, și nu de puține ori mă cuprindea așa un fel de urât, că totul era întunecat, că vedeam ferestre iluminate și mai aveam drum de făcut acolo și aveam mai mult curaj atunci. Și știam și mai multe cântări pe de rost. Și nu mi-era rușine. Și începând din pe Valea Codorului și până în vârful satului, cântam. Cântam. Și le știam. Și le știam. Și apoi, la un moment dat, le reluam. Că doar trecusem de cei pe care, care m-au zis să reu înainte și cântam. Într-o asemenea împrejurare, am sesizat în spatele meu, la o distanță oarecare, și păstrând aceeași distanță, o persoană care venea cu mine. Am crezut că este cineva de pe Valea Codorului. Dar nu, a venit și eu cântam. Și cântam. Am intrat în sat și după ce am intrat o bucată bunișoară pe drum din sat, a grăbit pasul și m-a ajuns. Era un bărbat din sat de la noi. Cunoșteam. Stătea în mijlocul satului, aproape de biserică, duhnea acolătură, era micul lui, a ajuns din urmă și am simțit în glas lacrimi. Și a zis, bă, de ce? Zice, de unde ne știi tu atâtea? A, doar știi că eu spal un pocălit, iar. Dar zice, bă, tu de ce cânti? Și am spus același lucru. Când Domnul Iisus mi-a făcut bine. Și ce a spus vorba cu acela? Te rog frumos, ocupă-te și de familia ta. Ocupă-te de familia. Am încercat. N-am găsit intrare. Și el, după ce s-a dezmedicit, n-a mai fost același ca și înainte. Care e motivația? Cântăm câteodată să ne alungăm urât. Dar motivația noastră lăuntrică trebuie să fie asta și să transmitem și celorlalți, să cântăm pentru că Domnul ne-a făcut bine. Adică El a privit la starea noastră, să transmitem mesajul acesta oamenilor, sunteți importanți, vă bagă Dumnezeu în seamă. În al patrulea rând, este vorba de
cuprinsul versetului 48 și versetul 49. Pentru că a privit spre starea smerită a robei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Am un statut deja. Versetul 49. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Ce spun cuvintele acestea din aceste versete? Îmi spun faptul că trebuie prin cântare pe care să o aducem să recunoaștem că tot ceea ce suntem, statutul pe care îl avem, este numai și numai rezultatul Harului. Să știți că punctele astea nu le-am luat din nicio carte. Nu le-am luat nici de nicio. Pur și simplu am înțeles atingerea lui Dumnezeu și descoperirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o din nou. Pentru că unii cred, în momentul ăsta că vorbesc din spuse la altă. De aceea nici nu sunt prea cizelate, de aceea nici nu sunt neapărat foarte punctochitul lovit, dar este ceea ce am înțeles eu în cântarea de la altă. Avem un statut. Și Maria a spus, de acum eu am un statut. Ea a spus, toate neamurile îmi vor spune fericită. Unii au deja pe criteriul ăsta și închinare. Dar ea a spus, nu pentru meritul meu, ci harul. Dacă am primit statutul acesta de fericită, este pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Este harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, este har. Și lucrul acesta trebuie să fie transmis și prin cântare, care este mijlocul cel mai la îndemână de a ne exprima. Că sunt, cum spuneam, oameni care sunt reticenți la predică, reticenți la intrare în biserică, să transmitem prin cântare, iau, intră în minte versurile acelea care spun zburați în tări, dragi, zări, dragoste și unde pătrundeți voi, pe unde noi, nu mai putem pătrunde. Păi dacă avem forța asta și posibilitatea asta să ne-o folosim așa cum se cuvine, să transmită cântările noastre spiritul Harului Dumnezeiesc. Amin? E ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem că și tot ceea ce suntem și tot ceea ce dăm mai departe este har. Am primit prin har, transmitem prin har, cum Apostolul Pavel spunea, am lucrat mai mult decât toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! În al cincilea rând, este vorba de proclamarea Sfințeniei lui Dumnezeu. Și am amintit deja finalul versetului 49. Numele Lui este Sfânt. Din cântarea de laudă adusă ca jertfă trebuie să reiasă aspectul acesta al Sfințeniei lui Dumnezeu. Nu persoana care aduce cântarea. Nu calitățile vocale, talentul sau talentul. Și dincolo de toate și copleșitor, dominant peste toate aspectele acestea, Sfințenia lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de slujba pe care o făceau ființele angelice, pe care le-a văzut Isaia în ziua morții sau anul morții împăratului Ozia, când a văzut pe Domnul și heruvimii care erau acolo slujeau și cântau, transmițând unul celuilalt. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, plin este cerul, plin este pământul de mărirea Lui. De aici am luat teoretic faptul că Dumnezeu este de trei ori Sfânt și folosim și în expresiile prin rugăciuni. Tu care ești de trei ori Sfânt, eu pot să spun că Dumnezeu nu este numai de trei ori Sfânt, ci Dumnezeu este infinit Sfânt. Dar atunci cei cu cei trei de multe interpretări. E Sfânt Tatăl, e Sfânt Fiul, e Sfânt Duhul Sfânt. Este Sfânt Dumnezeu în ceruri, este Sfânt pe pământ și este Sfânt sub pământ. Este același ieri, astăzi și în veci. Trilogia aceasta se poate prelungi. Dar El este veșnic Sfânt. Să transmită și cântările noastre adevărul acesta. În al șaselea rând, versetul 50. Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de Domnul. Frați, iubiți, stimați tineri,
Nu cântăm doar în fața unor oameni împliniți. Nu cântăm unei audiențe care este fericită. Mai avem și noi predicatorii stereotipiile noastre și printre acelea. Mulțumim, Domnule, că suntem aici, în casa de închinare, bine și sănătoși. Și atunci acela pe care nu l-am văzut, dar bine ținându-se de ficat, eu n-am ce căuta aici. Pentru că eu nu sunt bine și nu sunt sănătos. Nu chestiuni de acestea trebuie să fie nici în vorbirea noastră, nici în cântarea noastră. Ci trebuie să fim conștienți că vorbim, trebuie să știm că să fim conștienți că ne exprimăm prin cântarea noastră unor ființe cu neîmpliniri. Unor ființe care au înregistrat eșecuri. Unor ființe care au fost răvășite de anumite întâmplări de fericite, de lipsuri, de probleme, de boli, de câte și mai câte. Că vorbim unor femei care nu găsesc înțelegere în familie din partea soției. Că vorbim unor bărbați care sunt umiliți public de soțiile lor de credincioase. Că vorbim unor inimi de părinți care sunt îndurerate de comportamentul copiilor lor. Ei vin aici. Ei vin aici și trebuie să le transmitem ceva. Să le transmitem prin cântarea noastră spiritul de încurajare. Îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Deci, indiferent în ce situație te găsești, teme-te de El și îndurarea Lui Dumnezeu îți va fi aproape. Cântarea să facă lucrul acesta. Dar încă vor veni oameni amărâți și se vor duce mai amărâți și vor spune, n-am îndurit unde trebuie. Am îndurit între niște oameni împliniți între oamenii învuibați, între oamenii veseli, între oameni care nu pot să se coboare. Poate că noi nu ne putem coboră, dar să le spunem că Dumnezeu se coboară și că îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam peste toți acei care se tem de El. Vin oameni care au înregistrat pierderi irecuperabile. Vin oameni care sângerează în inima lor pentru despărțiri dureroase. Ce le spune cântare? Eu nu sunt un cântăresc mare. Dar când eu cânt mai mult pentru mine și pentru Domnul. Și câteodată nu nimeresc melodia. Dar singur, fiind pe câte un loc pustiu sau prin mașină, nu mă critică nimeni. Că nu-mi drăzesc să cânt când mai sunt cu doi, trei în mașină. Și când simt altfel, recit versurile și plâng pe versurile acelea. Cum s-a întâmplat și astăzi, ca și de atâtea ori, pe versurile pe care am să vi le reamintesc, că ele se știu. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul va ajunge în patria sa, laudă Domnului, vom fi acolo. Noi vom fi acolo! În ziua, în marea zi de apoi, când cei sfinți vin acasă, laudă Domnului, pot fi acolo. Nu le uită Dumnezeu! Își uită mama copiii, își uită copiii, părinții bătrâniți. În China s-a dat o lege cu pediață dacă nu-și vizitează copiii părinții, pentru că statul nu mai poate să îngrijească de atâta bătrâni singuratici. Sunt oameni care suferă și zic, mai este vreo speranță, mai are o întâlnire, mi s-a dus dragul, mi s-a dus draga mea, mi s-au dus dragii mei, ca și niște pompei zburând de frațele noastre. Mai este vreo speranță. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când cei sfinți se întâlnesc cu Domnul lor, laudă Domnului, vom fi acolo. Urmăriți versurile acestei cântări, sunt extraordinare și să putem să le folosim și altele pentru încurajare. În al șeptelea rând, versetul 51 spune, El Domnul a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Adică de aici înțelegem
că în cântarea de laudă trebuie să fie evidențiată puterea activă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este undeva stabilit în scaunul lui de Dumnezeu și nu-i mai pasă de nimic, nimeni și de nimic, ba da, în față de noi. Și El intervine prin puterea Lui care este la lucru și în vremea aceasta, puterea activă. El a arătat putere cu brațul Lui, a respit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Sunt oameni care nu pot să se coboare din mândria lor. Și sunt oameni care nu mai au nicio speranță după ce au epuizat toate resursele lor. Cântarea noastră. Cântarea noastră să fie un mijloc de transmitere acestui fluid care să invioreze. Dumnezeu este la lucru. Puterea Lui este activă și este în folosul nostru. El și-a arătat brațul Lui puternic. Slăvit fie numele Domnului. În al 8-lea rând, pentru că mă uit la ceas, grăbesc, versetele 52 și 53. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Adică Dumnezeul nostru este drept. Dumnezeul nostru este drept. El răspoartă pe cei puternici, dar ridică, înalță pe cei smeriți. El scoate afară de la ospăți cu mâinile goale pe cei bogați, dar sapă pe cei flămânzi. Să fie parte din mesajul cântării. Și lucrul acesta, vedeți cât de complicată este cântarea de laudă? Nu trebuie versuri repetate de 20 de ori, ci să fie o cuprindere, un tot, un tot. Asta e cântarea de laudă. Păi frate, dacă e vorba de plâns, pe predică, pe cântare, păi atunci cine mai predică și cine mai cântă? Vor fi mai puțini și cântări și vor fi poate mai rari și cei care predică. Dar atunci când se va face slujba aceasta, va avea eficiență. Alinte, aramă sunătoare, chimbal zângăritor. Alinte, învățături după plăcere, se vindele urechea, se spune frumos ca surgălării. Dar nu-i viață și nu-i putere. Dumnezeul nostru este Cel care face dreptate. În cântarea Anei, că se urele facă, în cântarea Anei, n-am greșit, în cântarea Anei, mama lui Samuel, găsim relevat aspectul acesta în mod deosebit pentru biruința pe care i-a dat-o în disputa cu Lea, cu Penina, Penina. Versetul 54 spune: a venit Domnul, Domnul, a venit în ajutorul robului său Israel și și-a adus aminte de îndurarea sa. În al doilea rând, a noua caracteristică este prezentarea izbăvirii. Prezentarea izbăvirii pe care Dumnezeu o dă poporului ca urmare a îndurării. N-a obligație. Cine a dat ceva lui Dumnezeu ca să înceapă? Cine? Cine l-a putut obliga pe Dumnezeu să-i dea Dumnezeu în schimb ceva? Nimeni. Și ne dă? Hai. Ne dă sau nu ne dă? Amin. Ne dă. De ce ne dă? Îndurare. Îndurare. Bunătatea Lui. Și-a adus aminte de îndurarea sa. Și a venit în ajutorul robului său Israel. Și în al 10-lea rând, răsfrămușurat, versetul 55. A venit cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viață. Nu se oprește numai la Avram, ci spune sămânța lui în viață. Adică și noi. De ce putem beneficia? De tot ceea ce înseamnă credincioșia lui Dumnezeu, statornicia lui Dumnezeu. Deci cântarea trebuie să pună pe lângă celelalte lucruri și multe altele
pe care le găsim în Scripturile Sfinte și fac un tot binecuvântat, cântarea trebuie să pună în valoare credincioșia lui Dumnezeu prin împlinirea promisiunilor sale, a făgăduințelor sale peste mileni, peste viață. Sămânța lui Avram beneficiază de credincioșia, de statornicia credincioșiei lui Dumnezeu. Tăcem din parcă am fi la voluntare. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu este Cel care va prelucra mintea noastră. Să înțelegem că trebuie să reconsiderăm atitudinea noastră și la cântare și la predică. Caracteristicile cântării de laudă nu trebuie să lipsească dintr-un mesaj propovăduit și ceea ce cuprinde un mesaj propovăduit trebuie să fie o prelungire în cântările de laudă. Cântările de laudă trebuie să pregătească inima ascultătorilor pentru cuvântul care se propovăduiește și în același timp, în ele însele, cântările de laudă trebuie să poarte un mesaj. Stimați cântăreți, din coruri, din grupuri sau soliști, cântarea e slujbă. Și slujbă înseamnă jertfă. Slăvit să fie Iisus! Slăvit să fie Iisus! Iisus Hristos este prezent în adunare și este prezent și în cântare, cu toții, de la ultima bancă și până aici, le deschidem inima. Cântarea spune, chemați prin cântări bucuria, chemați-o cu voi când lucrați. Chemați prin cântări bucuria, chemați-o cu voi când lucrați, că Tatăl până împărăția, Aleluia! Așa-i bucurie!
legătura cu cerul, slăvit să fie Domnul. Haideți să mai cântăm o cântare care spune: aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Să cântăm mai cu vocile noastre și vocile noastre în această seară. Se spune Domnului: vreau să fiu ca tine. Și dacă o să fim ca Domnul, El o să ne vede și cum să cântăm, și cum să trăim, și cum să umblăm. Slăvit să fie Domnul. Numai cu vocile noastre. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Aleluia! În privecirea mea pe acest sământ, de-atâtea ori când vrea ispita bine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, să-ți spun